Окей, я розумію, що ти кажеш, чувак, зараз поліція може. Ну, да. Ото остав мен 10 кг. Йоу. Bueno, дай. Дай що, а уйти мере. Мере. Уйти мере лоші. Сус, лайч. Voilà. Ți-a dat bun, super tare. Acum ne gândim să luăm și niște portocale lui Cătălin, să sperăm că mănâncă, pentru că suntem în ajunul Crăciunului aproape. Cred că sunt bune astea. Da. Dar găsim banane pe aici. Bă, nu știu, sigur. A, uite, am văzut acolo banane, sunt acolo. Hai să mergem să luăm și niște banane. Cătă, dacă vezi clipul ăsta, o banană de asta trebuie să te bagi undeva pe live. Deci, fără nicio scuză. Ai înțeles? Păi de ce, mă, că... Ce? Lasă-mă să mănânce cățelor. N-are pe nimeni de sărbători. Da, bă, săracul cățelor. E singur de sărbători. Așa că toți care vedeți clipul ăsta, după următoarea zi, veniți toți la el acasă. Așa, așa, bine. Hai că o să aibă și următoarea. Banane, nu? Din astea ca să nu-i luăm pâine? Bă, da, și-și face șaorma, gen... Pe live. Pe live. O să-l punem să-și facă și urmă, hai să luăm și de asta de aici, de lipi. Ok. Și... Salam, ceva. Ah. Salam. Bă, nu știu, cred că aici ar trebui să fie. Îi luăm salam de la scump. Okay. Uite, men, Adria Cola. Pentru Cătălin. Păi da, nu prea mâinile libere să iau unul. Bă, men, pentru Cătălin, cred că ai putea face un efort. Da, i-aș lua o singură sticlă cât îmi permit mâinile, că n-am multe. Încerc să iau unul? Ce, un box? Da. Auzi, să... oare asta-i plac? Da, e ruptă cutia. Posibil să le folosească pe live. Mai mult ca sigură. Nu știu care-i plac. Cătălin, ia să ne spui, mă, pe ce vezi video-ul dacă... îți plac un anume fel? Na. În coment acolo ne spui ce îți place și să-ți aduci în data viitoare. Bine, pentru că cred că trebuie asta. Că... alea mari, îți dai seama. Face economie. Și acum, ca să creadă lumea că nu este totul fake și totul regizat, o să vă explicăm cum a fost toată treaba. De fapt, noi l-am sunat pe Cătălin înainte. Era vorba să mergem la el mâine, dar am stabilit să mergem în seara asta și să fie o surpriză plăcută, fără să se aștepte că venim. După cum puteți observa, am luat aici câteva părături. Aici Luțu se cară cu Adria Cola în brațe, de zori, își rupe spatele. Deci super tare, o să fie o surpriză pe cinste. Nu știu, Cătălin oricum o să vadă clipul ăsta și o să știe o despre să ce vadă. Am vorbit noi cu el. Păi da, nu. Pentru că era vorba să mergem mâine, nu astă seară la el. Deci, stai, stai că e bun aici. Așa. A, uite, vă, că ai acolo o... Asta de antigel. Avem surpriză pentru el. Da, avem și o surpriză specială pentru Cătălin, pe care o să o vedeți acum. V-am spus mai devreme că o vedeți la finalul videoului. Dar o să vă arătăm acum. Nimeni niciodată nu i-a furui. Hai să rupem jos. Deci, noi promovăm jos ranga, stop violanță. Și tematica că e roșie ranga. Da, deci nu am luat pe negru pentru că... Și avem și felicitarea aia acolo. Mamă, dar e o leacă, mă rog, e bună, o să o lăsați. E bună, zic că e bună. Și avem și felicitarea în care se scrie în Crăciun fericit Cătăline jos ranga. Da, deci, eu zic că o să apreciez. Dar e grea. Ia, e... Bă, e destul de grea. Înainte să fie trimis să scrie aici Gigi, o să rup asta. Că nu-l cheamă Gigi. Și acum să... Trebuie să fie împachetată frumos să ranga, nu? Aici, bănesc, hai să o bag invers, nu? Ca să nu găurim așa. Dar stai că trebuie... Cam așa, hai că nu se vede. Eu zic că e de ajuns, nu? Și fără funtiță, pentru că e deja... Da, e deja punguța care... E deja punguța și da... Deci cam așa arată și aici avem și... Dacă, am zis că dacă totul se rupte cu ranga, trebuie să și mănânce. Da, asta așa e. Desigur.
Mai avem... Cât mai avem? 12 km avem pe la tine, că te nevesc că venim. Nu chiar în pas grăbit, că nu știu cum este. Adică să mai stă curat doar pe aici și așa. Și acum pentru mecanicii care se vine să-mi spună că acea a prins în port, eroarea aia am pus-o pe tester și este butonul pe care am schimbat de două ori și tot îmi dăm butonul, dar cu acolo dispare, da. Deci nu e motoraj pe casa aceea. Mulțumesc pentru înțelegerea. Și aici de obicei să stă curat darul și prefer să merg oricum sunt peste limită, dar nu cu mult, prefer să merg așa decât să mă grăbesc că pentru ce vreau să merg oricum. Cătălin, sper să fie acasă. Cătăline, venim la tine, Cătăline. Cătăline, fac cuțitul în tine, Cătăline. Cătăline, ești Cătăline. Cătăline. Și acum că mai avem uneacă, să zicem, un sfert de oră, ce să mai ne vedem direct când ajunge la el să ne... Când o lua rangă, stai așa. Ah, ok. Rangă lui Cătălin Talent. Rangă roșie. Și... Aia cu am uitat să scrim pe aia. A, lasă, să vezi unde e, eu trimite cu poșa. Da, hai. Ai încheiat mașina? Da. Să nu fure țiganii. Acum urmează momentul mult așteptat din acest videoclip. Ok, hai să vedem. Bine, acum nu prea se vede mare lucru, dar... Să nu strigi. Nu se vede mare lucru acum, dar... Bine, îi mă vede foarte bine. Gen, poate nu-i face. Cătăline, ce faci, mă, Cătăline? Aaa, nu cred! Cătălin, ce faci, Cătălin? Bă, ați spus că vei cu mine! Păi am vrut să fie... Să fie surpriză. Deci, bă! Aici pe Cătălin. Și acum, ca să fim con cu ce stai pe tricoul tău, vreau să deschizi chestia asta, să vezi ce e acolo. Așa că te face frig. Deci vreau să te uiți ce e acolo. Nu, uite-te ce e direct. Stai să că îl bate pe rupul. Nu, eu nu cred. Bă, dar e alea cât greu. Păi nu, că oricum vezi ce e acolo. Hai mă, lasă asta. Prinde-l pe Cătă, că trebuie să vedem dacă... Da, mă, bă, îmi pare rău că e ăla. Eu vreau să-l îmbrățișesc pe băiatul ăsta. Nu, nu pot să mă abțin. Bă, dar ce bucurie mi-a făcut băiatul ăsta pe la frică. Okay, ia vezi o fetă, că e ceva ce-ți place ție mult. O să vedeți. Nu, bă. Nu, eu cu... pe cuvânt că dau jos. Nu, nu, nu. E cu mesajul jos. Jos ranga asta, violența. Nu, bă, nu. Ți-a luat și roșie că de sărbători. Bă, nu, nu se poate așa ceva. Eu las jos, că nu vreau cu ranga. De ce, mă, nu, că nu te bate nimeni. Spune-i pentru violență, bă, că e pentru... Jos ranga. Asta e surpriza, adică să vadă lumea. Nu, a, nu, asta e surpriza. Mai îți aduci aminte când ai să te sponsorizezi Adria Cola? Da. Și am vorbit noi cu ei. Și asta e surpriza? Păi pune și tu aici. Supom. Hai că are. Hai că a căzut. Ăsta e vorba de l-ai dat jos pe live, parcă. Nu? Te-ai prins, ha? Ia zi, mă. Bă, asta e super tare. Acum ai și ranga. Bă, jos ranga, stop violența, da? Adică să vadă. Bă, deci eu vă transmit de fiecare dată jos ranga. Uite așa, jos ranga. Pentru exact. Că eu nu vreau violență, eu vreau decât pace, armonie în casele băieților de gașcă. Mă, ce telefon scurt. Bă, dar ce v-a făcut să veniți la ora asta? Păi, niciodată nu-i târziu. Eu mă gândeam să vin mâine, că voiam și eu să merg cu tine la popice undeva. Nu, dacă mai pot eu mâine de aia. Ai, mă, mai luat o surprindere acum. Ok, Cătă, și ce le mai spui? Da, băieți, să știți că mi-a făcut o mare surpriză Luțu Răzvan și îi mulțumesc foarte mult. Tocmai acum, în prag de sărbători, mi-a făcut o rangă cadou, dar să știți că ranga asta nu este binevenită pentru că o urăsc, pur și simplu. Chiar nu-mi place violența. Deci eu o las jos. Ranga asta pe mine nu mă ajută. La cumpărături ai fost? Pe mine mă ajută decât... Cine cineva acum se ia de tine? Eu vreau decât... Love.